Vor ieși la pensie la 68 de ani. Veste cumplită venită chiar acum. Cine este vizat? Reformarea sistemului de pensii a devenit un pilon central al unor guverne din Europa. După ce guvernul de la Paris a decis ca francezii să muncească cu 2 ani mai mult, adică până la vârsta de 64 de ani, declanșând ample proteste în țară, la Londra se prevede o decizie similară, vârsta de pensionare în Regatul Unit ar putea crește, de la 66 la 68 de ani, până la sfârșitul anului 2030, a dezvăluit presa britanică. Schimbările aduse vârstei de pensionare înseamnă că milioane de britanici urmează să muncească mai mult timp. Tabloidul The Mirror a făcut un sondaj printre cititorii săi, pentru a vedea ce cred despre planurile privind creșterea vârstei de pensionare. Vârsta de pensionare în Marea Britanie este în prezent de 66 de ani, iar două creșteri suplimentare sunt prevăzute deja în legislație: o creștere treptată la 67 de ani, pentru cei născuți în aprilie sau după aprilie 1960, și o creștere treptată. La 68 de ani, între anii 2044 și 2046, pentru cei născuți în sau după aprilie 1977. Este corect ca oamenii să muncească până la 68 de ani? Ideea de a lucra până la 68 de ani a fost criticată de majoritatea celor chestionați de ziarul britanic. Întrebați dacă e corect ca oamenii să fie obligați să muncească până la vârsta de 68 de ani. Britanicii au răspuns negativ, 1053 de persoane, doar 128 dintre cei care au participat la sondaj considerând că este corect. Ce prevedea legislația privind creșterea vârstei de pensionare? Creșterea vârstei de pensionare, aproape de 70 de ani, nu trebuia să aibă loc până în anul 2046. Cu toate acestea, o analiză publicată în 2017 arăta că vârsta de pensionare trebuie să crească mai devreme de anul 2046. Conform analizei, vârsta de pensionare ar trebui să ajungă la 68 de ani între anii 2037 și 2039, deoarece oamenii trăiesc mai mult. Acum, este evident că această schimbare ar putea fi adusă mai devreme, până în anul 2035, notează Dămiror înainte ca aceste modificări să devină lege, va trebui să treacă de votul Parlamentului. Acest guvern devine pe zi ce trece o dictatură. Sondajul de Miror a atras numeroase comentarii. Iată doar câteva dintre ele. Da, oamenii ar trebui să lucreze până la 68 de ani, a scris un britanic. Un altul a spus că-ți vârsta de pensionare ar trebui să fie între 70 și 75 de ani, pentru că oamenii trăiesc mai mult și costă enorm guvernul nostru. Au existat și unii care au spus că vârsta de pensionare ar trebui să fie la latitudinea individului și să se țină cont de sănătatea fiecăruia. Am lucrat până la 67 de ani, dar asta a fost alegerea mea, a spus unul dintre cei chestionați. Nu cred că oamenii care fac anumite meserii grele pot continua mai mult decât sunt capabili. Să ne gândim la muncitorii din construcții. Și apoi există considerente legate de sănătate, a afirmat un altul. Este absolut imoral și inuman. Politica conservatoare să muncești până crăpi, ne aduce aminte de lozincat, munca te va elibera. Acest guvern devine pe zi ce trece o dictatură, a reacționat cineva.